Maria, tu ești! A exclamat uimită tanti Valentina, întâlnindu-și vecina în scara blocului. De câțiva ani deja, Maria fusese declarată moartă, așa că tanti Valentina era nu doar surprinsă, ci și șocată. Nu înțelegea cum era posibil așa ceva. La început, femeii i s-a părut că vede lucruri care nu există dar oprindu-se pe scări și privind cu atenție chipul femeii care trecea pe lângă ea, tanti Valentina s-a convins că în fața ei era chiar ea. Însă Maria nu știa ce să spună. Înțelegea că în timpul în care a lipsit din blocul cu mai multe apartamente în care a locuit, probabil s-au întâmplat multe lucruri. Bătrâna Valentina era cunoscută în cartier ca o povestitoare de senzație. Știa mereu totul despre toată lumea dar întotdeauna a avut o afecțiune deosebită față de Maria. Și femeia însă și o iubea foarte mult pe vecina sa. În esență, Tanti Valentina era o femeie bună și receptivă. Era întotdeauna pregătită să ajute și să sprijine. Dar în acel moment nu știa ce să spună Mariei și cum să vorbească cu ea. Cu fiecare gest, femeia lăsa să se înțeleagă că se grăbește acasă, la iubitul ei soț. El credea cu tărie că soția lui este vie și sănătoasă, că o vor găsi cu siguranță, va reveni acasă și vor trăi din nou fericit. Dar Nicolae s-a dovedit a fi cu totul alt om decât îl știa și îl iubea Maria. Se pare că, de-a lungul anilor, el doar se prefacea că este un familist grijuliu, dar, de fapt, cum se spune, în ape tulburi, peștii își fac viacul. Această frază larg cunoscută descria perfect caracterul lui Nicolae. S-a căsătorit cu Maria din dragoste adevărată. Atunci erau tineri, neexperimentați, cu toată viața înainte. S-au îndrăgostit, s-au căsătorit. Și dacă ceva nu mergea bine, oricum, se puteau despărți. Cel puțin, inițial, Maria nu a pus mare preț pe căsnicia ei. S-a căsătorit doar ca să vadă cum e să fi căsătorită și să afle ce înseamnă asta. Nicolae îi plăcea și mamei ei la fel. I se părea un tânăr decent. În general, o nouă celulă socială s-a format din senin. Tinerii trăiau destul de bine. Se certau rar, petreceau destul de mult timp împreună. Învățau, munceau puțin, ca să aibă de plătit cheltuielile mici, se distrau. Totul ca la carte. Dar asta a durat doar până când mama Mariei s-a îmbolnăvit grav. Femeia se stinge treptat. Împreună cu îngrijirea Mariei, ea trebuia să aibă grijă și de fica lor mică, care s-a născut cu câțiva ani înainte de boală. Atunci Nicolae a înțeles ce este căsătoria. O muncă grea, iar viața familială poate avea momente nu doar pline de bucurie și ușoare, ci și grele. Pe care soții trebuie să le împărtășească împreună. Nu se poate spune că în acea perioadă dificilă Nicolae nu i-a ajutat pe Maria, din potrivă, și-a concentrat toate eforturile pentru a ușura cumva soarta tristă a soției sale. Chiar și-a dat demisia de la serviciu ca să nu mai fie nevoit să se zbată între cumpărături și medicamente. Pentru o femeie în vârstă și grav bolnavă, având grijă de fica lor și câștigând bani. Din fericire, în acel moment, familia era deja stabilă. Maria câștiga întotdeauna mult mai mult decât soțul ei. Lucru care nu era deloc surprinzător. Spre deosebire de Nicolae, ea a obținut totuși o educație superioară și și-a făcut o carieră, fie și modestă. El, după examenele ieșuate și exmatriculare, nu a reușit să se reîntoarcă la facultate. La ce-mi trebuie? A reacționat el atunci, fiind încă tânăr și rebel, când Maria l-a întrebat dacă va încerca să se întoarcă la facultate. Mai bine merg la muncă. M-au exmatriculat, asta e, și nici n-am să mă mai străduiesc. Poate că e chiar mai bine așa. O să încep să câștig mai repede, o să mă pun pe picioare și o să reușesc ceva în viață. Dar ce ți aduce această școală? Cine are nevoie de acest diploma? Mândria și supărarea pe profesorii care au evaluat corect și pe merit efortul tânărului în studii nu i-au permis să se adune și să încerce măcar să se reabiliteze. Maria nu a insistat. Până la urmă, poate că avea dreptate. S-a gândit ea. Cine știe ce e mai bine pentru el? Tânărul și-a ținut cuvântul, s-a angajat imediat la muncă. Dar cu un singur certificat și un diploma neobținut. A fost problematic să găsească un loc stabil de muncă. Așa că Nicolae a trebuit să muncească unde a putut, lucru care i-a plictisit foarte repede. Dar nu s-a plâns, alegerea asta fusese a lui. Așa că acum de ce să se plângă de ea? Dar când, după câțiva ani de la absolvirea soției sale de la facultate și găsirea unui loc de muncă, mama ei s-a îmbolnăvit. Nicolae a profitat de ocazia neașteptată de a uita de munca grea și nerecunoscătoare care îl aștepta. Maria a privit atunci cu dispreț această evadare. Ea nu avea deloc timp de așa ceva. Femeia își iubea foarte mult mama și era atașată de ea. Plecarea ei din viață a fost pentru Maria o adevărată tragedie. Și toată atenția ei, complet și total, era concentrată pe înmormântare. Iar după despărțirea de mama ei, femeia s-a cufundat foarte adânc în propriile gânduri și experiențe. Și, din nou, Maria nu avea timp pentru soțul ei, care continua să stea acasă pe capul ei. Trăiau din economii. Iar ele, după cum se știe, au tendința de a se termina rapid. Desigur, în câțiva ani, Maria a reușit să economisească o sumă de bani destul de decentă. Dar nu era atât de mare încât să poată trăi o viață inactivă și să nu-și refuze nimic. Treptat, se apropia timpul să-și schimbe stilul de viață, la care Nicolae nu era deloc pregătit. Bărbatul a înțeles că este atât de obosit de tot ce se întâmpla în viața lor cu Maria în ultima vreme, încât nu mai are putere pentru nimic. Maria a decis să nu pună presiune pe soțul ei, la urma urmei, el este acum singurul ei om apropiat. În afară de fica lor. Femeia credea sincer că încă o lună, două, și totul se va aranja cu siguranță. La urma urmei, mama ei a murit. Și, în general, această Maria, și nu Nicolae, ar fi trebuit să zacă epuizată în depresie. Dar în familia lor totul s-a întâmplat exact invers. Timpul trecea, dar nimic nu se schimba. Când Maria a pus problema muncii în mod direct, Nicolae a început să se scuze că încă caută un loc potrivit. Nu reușea să găsească nimic care să-l satisfacă. Maria nu avea nici puterea, nici dorința să se certe cu soțul ei. Prin urmare, ea a continuat să tragă singură la jub cu stoicism. După o vreme, când lucrurile s-au mai liniștit în familie, Maria a finalizat formalitățile pentru moștenire și a înscris-o pe fiica ei la școală femeia a decis să meargă în sat la bunica ei bătrână. Această veste l-a șocat complet pe Nicolae. Desigur, el auzise mai de mult de baba Clava, care nu suporta niciodată agitația orașului. De aceea locuia la Ciba, dar ca Maria să vrea să meargă în vizită la ea, era ceva ce Nicolae auzea pentru prima oară. Baba Clava era o persoană atât de introvertită și obișnuită cu viața de pustnic, încât nu a venit nici măcar la înmormântarea fiicei sale naturale, mama Mariei. Nicolae nu înțelegea cum se poate comunica cu ea după o asemenea faptă. Nu putea concepe așa ceva. Dar, se pare că Maria gândea complet diferit. Și el nu voia să se amestece. Prin urmare, după ce a ascultat instrucțiunile și sfaturile soției sale înainte de plecare, nici măcar nu a întrebat-o când se va întoarce. Nu uita, te rog, că trebuie să o iei pe lera de la școală în fiecare zi, a spus Maria cu severitate. Nu te zăbovi nicăieri și nu dispărea, ca să nu trebuiască să meargă singură. Școala este, desigur, lângă casă, dar ea este încă prea mică, a înțeles. Nicolae dădea din cap aprobator. Maria avea mare încredere în prudența lui. În ultima vreme, ea observase că soțul ei dispărea periodic undeva. De obicei, se întâmpla seara. Și, Firesc, femeia nu a putut să nu îl întrebe pe soț unde pleacă mereu, fără ea și fără să o anunțe. Desigur, Nicolae a găsit o scuză. Cum altfel? Bărbatul avea o mamă, o prietenă devotată și fidelă, pe care se putea baza mereu și în orice situație. Maria o cunoștea pe soacra sa doar superficial. Nu se iubeau, dar nu existau nici resentimente între ele. Comunicau foarte rar, doar de sărbători. Iar când fiul ei a decis să se căsătorească cu Maria, mama i-a spus doar atât, cu o voce semnificativă, tu vei trăi cu ea, nu eu. Prin aceasta, femeia i-a dat de înțeles lui Nicolae că, deși nu este încântată de alegerea lui, nu va împiedica nici nunta. Femeia a adoptat această poziție când a aflat că fiul ei nu intenționează să o aducă pe soția lui în casa lor. Vom locui la Maria? A răspuns tânărul când mama l-a întrebat direct unde se vor muta după nuntă. Acest lucru a liniștit-o pe femeie. Subiectul era închis. Dacă Nora nu îi stătea mereu în ochi, nu conta absolut deloc cum se simțea ea. Maria a arătat întotdeauna respect soacrei sale, dar nu a fost niciodată prea dornică să comunice cu ea. Și așa au trăit, destul de fericiți, până când au apărut problemele în familie, de care Nicolae voia cu disperare să fugă și să se abstragă. Dar Maria era îngrijorată nu atât pentru soțul ei, cât pentru fica ei. Nu era nimeni altcineva cu care să o lase pe fată în afară de tatăl ei. Desigur, Antonina Grigorievna ar fi putut ajuta, dar Maria nu voia să o roage personal pe soacra sa pe nimic. Era o diferență dacă Nicolae însuși ar fi vorbit cu ea despre asta și cu totul alta dacă această sarcină ar fi revenit Mariei. Din fericire, soțul ei a citit literalmente gândurile. Desigur, a inițiat această conversație exclusiv pentru sine, iar Maria a înțeles asta. Dar totuși, ar fi fost mult mai liniștită dacă soacra ei ar fi avut grijă de lera. Nu te superi dacă o trimit pe lera la mama o săptămână, a întrebat Nicolae cu nonșalanță. Tu pleci la țară doar o săptămână. Putem cere concediu de la școală pentru această perioadă. Hai să facem așa. Pur și simplu, știi că nu mă pricep deloc la gătit. Și fica noastră va fi mult mai bine în grija unei femei. Cel puțin va fi mereu sătulă și spălată. Maria nu se aștepta ca Nicolae să propună asta singur și, desigur, a fost de acord. Nu se poate spune că Antonina Grigorievna a fost încântată de vizita nepoatei sale, dar ce nu faci pentru fiul tău iubit? Fiule, nu uita, te rog, că am o grămadă de treburi de făcut, a spus femeia te aștept exact peste o săptămână. Și sper că nu vor fi surprize neplăcute. Desigur, mamă, a zâmbit Nicolae. Îți promit că totul va fi bine. Peste o săptămână, eu și Maria o vom lua pe leroca de la tine. Și tu, dacă e ceva, sună. Nu se știe niciodată. Maria i-a lăsat Antoninei Grigorievna bani pentru întreținerea fiicei sale și a plecat. Când soția sa nu s-a întors la data stabilită, Nicolae nu s-a alarmat imediat. A curățat cumva apartamentul, care era un dezastru în tot acest timp, deoarece Nicolae nu pierduse vremea degeaba, a luat fica de la mama sa și tot ce a făcut a fost să încerce să o sune pe soția sa. Unde ești? Mormăia el nemulțumit, când auzea din nou, abonatul este temporar indisponibil la celălalt capăt al firului. Ce naiba! nu se putea să suni și să avertizezi că întârziezi. Ne-am înțeles. Bărbatul nu știa numărul de telefon al babei Clava, ca să nu mai vorbim de numele satului în care plecase Maria. Ea a ajuns acolo cu autobuzul dintr-un oraș îndepărtat, al cărui nume Nicolae îl uita mereu. Pentru a găsi măcar o informație, bărbatul a trebuit să răscolească toate carnetele soției sale. Haide, măcar ceva, a geuit el, frunzărind convulsiv paginile următorului caiet de notițe găsit în comodă. Cu greu, după aproape o zi de căutări, bărbatului a reușit totuși să găsească numele satului și numărul de telefon al babei Clava. Dar chiar și aici l-a așteptat o dezamăgire. Ca și telefonul Mariei, numărul femei era indisponibil. Nicolae era gata să apeleze la poliție. Dar după câteva ore, Abonatul a apărut în rețea, iar femeia l-a sunat chiar ea. Cine e? A auzit Nicolae vocea bătrână la celălalt capăt al firului. Vorbește, nu aud bine. Bună ziua! A strigat Nicolae cât mai tare. Sunt soțul Mariei, nepoata dumneavoastră. A plecat la dumneavoastră acum o săptămână și jumătate. Dar, din păcate, nu s-a mai întors acasă. Spuneți-mi, vă rog, este la dumneavoastră? Sunt foarte îngrijorat pentru ea. Și fiica ei este aici. Când plănuiește să se întoarcă acasă? După ce l-a ascultat pe Nicolae, baba Clav a oftat doar trist. Și ea însă și-ar fi vrut să știe unde se află acum Maria. Nepoata ei nu a ajuns la ea. Și de câte ori nu a încercat să o sune totul a fost în zadar. Da, a spus femeia, confirmând cele mai grave temeri ale lui Nicolae, a dispărut ca prin pământ. Și unde să o căutăm acum nu se știe deloc. Nicolae spera foarte mult să obțină de la baba Clava informații cât de cât clare. Dar tentativa lui de a afla ceva despre soția s-a eșuat. Bărbatul a înțeles că va trebui să o caute pe Maria singur. Doar cum și unde? Fără ajutorul poliției era clar că nu se va descurca. Prin urmare, chiar a doua zi după conversația cu Baba Clava, Nicolae a mers exact acolo. Așa, 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 a spus anchetatorul, bătând cu creionul pe masă. A dispărut, deci spuneți. Și cunoașteți aproximativ zona. Foarte bine. Scrieți o declarație, iar eu voi contacta colegii din acel oraș și le voi transmite toate informațiile necesare. De îndată ce vom afla ceva, vă vom anunța. Și asta e tot? A întrebat Nicolae nedumerit și în același timp indignat. Asta e tot ce îmi puteți spune. Și ce altceva vreți să auziți de la mine? S-a mirat anchetatorul. Vom face tot ce ne stă în putință pentru a vă găsi soția. Dar sunteți un om adult, ar trebui să înțelegeți că infracțiunile se comit, și destul de des, și în zonele rurale îi se putea întâmpla orice. De îndată ce imaginea dispariției și circunstanțele aferente se vor clarifica, vă voi spune imediat tot. Asta e tot. În acest moment nu vă pot ajuta cu nimic mai mult. Antonia Grigorievna i-a potolit furia fiului ei. Femeia nu înțelegea sincer ce aștepta el de la închetator. Și tu te așteptai să auzi altceva? S-a mirat ea când bărbatul i-a povestit totul. Ei au, știi tu, mulți ca tine. Nenumărați. Așa că liniștește-te! Vor spune ceva! Vor găsi niște indicii. Acum există asemenea tehnologii și posibilități, încât nu trebuie să te îngrijorezi. Dacă s-a întâmplat ceva cu Maria ta, vei afla imediat. Pentru prima oară în viața sa, Nicolae a rămas singur. Singur cu o problemă, și una atât de gravă, și nu știa ce să facă. Lera plângea, îl întreba mereu unde este mama, iar bărbatul nici măcar nu știa ce să-i răspundă, cum să o liniștească pe fica sa. Drept să spun, Nicolae nu știa cum să se liniștească pe sine. Și cum să trăiască mai departe. Și din ce? La urma urmei, toți banii în familie îi aducea doar Maria. Desigur, după moartea mamei sale, el o convinsese pe soția sa să treacă apartamentul moștenit în proprietate comună, dar asta era un nimic toată în comparație cu câți bani trebuiau câștigați pentru o viață decentă era puțin probabil ca Nicolae să poată găsi un loc de muncă la fel de bine plătit. Bărbatul spera din tot sufletul că soția sa va fi găsită. Nu voia deloc să rămână singur. După ce i-a povestit amantei sale, Milei, despre dispariția soției sale, aceasta a părut să se răcească brusc față de el. Dacă înainte se scriau și se sunau regulat, se întâlneau, iar când Maria a plecat, Nicolae a îndrăznit chiar să o invite pe femeie la el acasă. Acum Mila era tot mai ocupată. Și lui Nicolae nu-i rămânea altceva de făcut decât să se descurce singur cu starea sa emoțională și sufletească grea. Vrei să spui că ai reușit să-ți înșeli și soția? A întrebat sarcastic Antonia Grigorievna când fiul ei s-a plâns de comportamentul amantei sale. Da, mamă. Se pare că nu știam multe despre tine. Nu mă așteptam la așa ceva de la tine. Dar te rog să-mi explici, de ce ai făcut asta? Cu ce este Mila mai bună decât Maria? Nicolae nu știa singur răspunsul la această întrebare. Pur și simplu, la un moment dat, soția s-a -a plictisit. Bărbatul era obosit de viața de zi cu zi și de problemele care apăreau tot mai des în familie. I-a venit poftă de noi impresii și senzații și atunci a apărut Mila, pe care a cunoscut-o complet întâmplător. Era cu totul alta decât Maria. Alături de Mila, Nicolae se simțea ușor și vesel. Și bărbatul era mituit de asta, ceea ce nu era deloc surprinzător. Mila nu cerea nimic de la el în schimb. Pur și simplu îi plăcea să petreacă timp cu Nicolae. Iar bărbatul credea că asta va dura veșnic. Dar, după cum se știe, tot ce e bun are un sfârșit mai devreme sau mai târziu. Același lucru s-a întâmplat și cu relația sa relaxată cu Mila. Ea nu doar făcea mufturi și comunica cu el atât de rece când Maria a dispărut. Se pare că femeia aștepta de la Nicolae pași decisivi. Și era sigură că el va ghici singur asta. Dar când a înțeles că aștepta ceva de la Nicolae este inutil, a decis să vorbească cu el singură. Ei bine, în sfârșit, a exclamat bărbatul când a auzit vocea ei în receptor. Am crezut deja că m-ai părăsit și nu mă vei mai suna niciodată. Nu ești departe de adevăr, a oftat trist Mila. Ei bine, fie ce o fi, îți voi mai da o șansă. Trebuie să ne vedem urgent și să vorbim serios. Nicolae era gata să meargă oriunde. În acel moment, Pur și simplu nu putea rămâne singur. Așteptarea veștilor de la poliție era insuportabilă și părea că dura o veșnice. Mila i-a stabilit bărbatului o întâlnire la un restaurant, care era clar peste posibilitățile lui Nicolae. Dar a luat bani din pușculița comună a familiei și a plătit atât o cină luxoasă pentru el și iubita sa, cât și o cameră de hotel în care au petrecut toată noaptea. Dimineața. Nicolae a luat o pelera de la mama sa și, după ce a dus-o pe fetiță la școală, s-a dus la poliție. Ei bine? A întrebat el direct de pe prac, fără măcar să salute anchetatorul. Există vești despre soția mea? Cine ți-a dat dreptul să intri atât de nerușinat și fără ceremonie în biroul meu? S-a indignat anchetatorul. V-am sunat, a spus Nicolae. Doar că dumneavoastră, din anumite motive, nu ați răspuns la telefon. În departament, mi s-a refuzat să vă conectez și pe mine. Dar vreau să știu ce s-a întâmplat cu soția mea. Am dreptul să știu. Înțelegeți, avem o fică. Ea întreabă în fiecare zi despre mama ei. Și eu nu știu ce să-i răspund, pentru că nu am nicio idee nici cea mai mică idee despre ce s-a întâmplat. Ei bine, ce zici? Ai vreo noutate? Ai reușit să afli ceva despre Maria? Știrile, desigur, existau, dar nu puteau fi numite îmbucurătoare. Anchetatorului nu i-a fost dat să-i aducă bucurie lui Nicolai, Ultima oară când au văzut-o pe Maria a fost într-unul dintre cartierele orașului de unde ar fi trebuit să plece cu autobuzul în sat și mai departe. Nu s-a reușit să se găsească nicio informație despre ea. Asemenea, cazuri durează ani de zile, a suspinat anchetatorul. Cine știe pe unde ar fi putut merge sau călători? Ea a luat bilete doar cu trenul până în oraș, iar de acolo. Vă dați seama că orașul e mic. Zona în cea mai mare parte rurală. Nu știu ce să vă spun. Încercați să fiți tari! Nicolae era în șoc. El nici nu își putea imagina că îi s-ar putea întâmpla vreodată ceva similar. Urma să aibă o discuție serioasă cu fica lui, pe care a decis să o preia pe Antonina Grigorievna. Ei bine, gândește-te singur, a spus ea. Ce i-ai spune? Ea încă e atât de mică sensibilă. Mai bine lasă-mă să vorbesc. O să încerc să-i explic totul. O să-i spun că mama a plecat într-o delegație ca să câștige bani pentru ea și pentru viitorul ei. O să înțeleagă. Dar dacă îi spui adevărul, atunci. Va lăsa o amprentă indelebilă pe tot restul vieții ei. Dar dacă Maria se întoarce, nici nu ar fi putut să dispară așa cum s-a întâmplat. Trebuie să fi avut loc ceva cu adevărat semnificativ. Pentru ca ea să dispară în felul acesta. Așa ceva nu se poate. Mama, tu crezi cu adevărat în asta? a întrebat Nicolai. Tu crezi cu adevărat că Maria a dispărut de bunăvoie? Ancheta a sugerat clar că, cel mai probabil, a devenit victima unui delict serios. El clar ascunde ceva, dar asta nu ne ajută. Gândurile Antoninei Grigorievna erau cu totul altele. Ea credea că Maria ar putea avea un iubit, căruia i-a zburat atât de repede. Și de ce nu? Dacă Nicolae a început o aventură pe partea lui. Atunci Maria ar putea foarte bine să facă același lucru. Poate că e o iubire veche, un admirator cu care se întâlnea încă de pe vremea când era tânără. Și acum el a propus să se întâlnească. Doar gândul acesta nu părea absurd pentru femeie. Nicolai, pe de altă parte, era sigur că cu soția lui s-a întâmplat ceva serios. El nu își permitea nici măcar să se gândească că Maria ar putea fi cu altcineva. Când mama în cele din urmă i-a împărtășit presupunerile ei, el a râs în fața ei. Ce vorbește acolo? A zâmbit Nicolai e mai probabil să cadă un meteorit din cer sau să devin călugăr decât să mă părăsească Maria. Dar tu i-ai părăsit-o, a replicat Antonina Grigorievna. De ce crezi că ea nu ar putea? Să facem același lucru? Bine, hai să presupunem, a fost de acord Nicolae. Dar ce treabă are o călătorie la țară? Ce nu putea găsi în oraș? Un amant? Mamă, Ascultă-te! Ce spui tu nu e nici măcar o nebunie. E un absurd total. De ce ar avea nevoie Maria mea, o femeie de succes și realizată în viață, să meargă la dracu în praznic pentru a mă înșela? E o prostie atât de ridicolă, pe care nu mă așteptam să o aud de la tine. Nu, cu ea s-a întâmplat ceva. Simt. Și presințirea lui Nicolae nu l-a înșelat. O săptămână mai târziu, a fost contactat de un investigator care i-a spus că a primit informații din alt oraș. Trebuie să veniți pentru o identificare, a spus el. În acel moment, când Nicolae a auzit aceste cuvinte, i s-a strâns inima. Ce identificare? a exclamat el. Ați găsit-o, nu-i așa? Bărbatul s-a gândit că investigatorul îl invită să identifice cadavrul soției sale. Dar, de fapt, nu era chiar așa de grav. Nicolae trebuia să identifice doar niște lucruri. O poșetă în care a fost găsit pașaportul soției sale. Blugi, un tricou și o jachetă. Toate acestea au fost găsite de anchetatorii locali lângă râu, chiar pe mal. Nicolae trebuia să confirme sau să infirme dacă aceste lucruri aparțineau soției sale. Deci, se pare ce era de infirmat. Au găsit pașaportul, deci totul era evident. Dar așa e formalitatea și trebuia respectată. Nu era nimic de făcut. Nicolae a recunoscut imediat aceste lucruri. Fără îndoială, ei aparțineau Mariei. Ce se întâmplă aici? A întrebat el investigatorul când procedura s-a încheiat. S-a necat? Sau există și alte versiuni? Nu am găsit cadavrul, a răspuns investigatorul. Dar asta nu înseamnă absolut nimic. Poate a fost dus de curent. Am făcut percheziții în tot orașul. Aici operează câțiva criminali în serie pe care polițiștii locali nu reușesc să-i prindă. Avem și lucruri ale altor presupuse victime. Dar lângă râu am găsit doar lucrurile soției dumneavoastră. Nu știu ce să vă spun, sincer. Și nici nu vă pot da speranțe. Cred că trebuie să așteptăm. Desigur, vom continua căutările. Este posibil ca ele să ne mai ofere ceva. Nu se poate exclude nici posibilitatea ca poșeta soției dumneavoastră să fi fost pur și simplu pierdută, iar ea să fi lăsat lucrurile pe mal, să fi notat departe și apoi să se fi schimbat. Dacă ar fi pierdut doar Poșeta, probabil că ar fi declarat pierderea pașaportului, a obiectat Nicolae, care înțelegea că investigatorul se chinuia din toate puterile să atenueze situația. Spuneți direct! Totul așa cum este! De ce să vă fie rușine și să faceți presupuneri care nu au absolut nicio legătură cu realitatea? Suntem totuși oameni maturi. La ce bun tot acest circ? Investigatorul înțelegea că Nicolae avea dreptate și îi împărtășea pe deplin temerile și presupunerile. Bărbatul nici el nu credea că polițiștii o vor găsi pe Maria vie și sănătoasă. Dacă ar fi pierdut cu adevărat poșeta, ar fi început deja să se ocupe de recuperarea documentelor. Dar așa, nu mai era nicio speranță. Toate acestea erau doar vorbe goale. Și, cum se spune, în favoarea celor săraci. Nicolae nu a suferit mult timp. De îndată ce a trecut termenul legal, bărbatul a început imediat procedura de declarare a soției sale ca decedată. Emilia a insistat pe acest lucru, care s-a lipit de Nicolae ca o lintoare și nu avea de gând să se lase de el. Bărbatul nu se opunea prea mult. Chiar se gândea serios să-i ceară mâna ale esei sale. Ce e rău în asta, mamă?" a susținut el când au abordat subiectul în conversație. Maria nu mai e în viață. Cel puțin, oficial, va fi în curând. Așa va fi mai bine. Și chiar dacă ar fi fost în viață, cu siguranță s-ar fi anunțat deja. Iar fără soție, viață, viață, tu însă ți înțelegi. Iar Mila e o femeie bună. Îmi este bine cu ea. Avem un apartament. De ce să nu fim împreună? Fiule, nu uita că ai un copil, iar a amintit lui Nicolae Antonina Grigorievna, căreia uneori chiar i se părea că fiul ei a uitat de Lera. Ești sigur că Mila poate deveni o mamă vitregă bună pentru ea? Nu știu, a ridicat din umeri Nicolae. Nu am discutat asta cu ea. Și ce importanță are? Eu te-am pe tine și se pare că tu deja ești obișnuită să ai grijă de Lera. Nu mai e chiar atât de mică. Mai câțiva ani și se va putea descurca singură. Chiar dacă Mila nu o va accepta în familia noastră, nu poți tu să ai grijă de nepoată. Antoninei Grigorievna nu-i plăcea această punere a problemei. Dar nu îndrăznea să se certe cu fiul ei. Femeia dorea doar fericirea lui și îl compătimea sincer. Pe Nicolae, cu adevărat, s-au năpustit multe necazuri în ultima vreme. Antonina Grigorievna nici măcar nu-și putea imagina cum face față el la toate acestea. Bietul meu băiat se tânguia în sinea ei. Femeia, când se gândea la Nicolae, se simțea tristă. Dar nimic. După o dungă neagră, vine întotdeauna una albă. Trebuie doar să aștepți puțin. Desigur, în planurile Milei nu intra deloc ideea ca fica lui Nicolae și a Mariei să locuiască cu ei. Femeia nu dorea doar să se atașeze de Nicolae, ci și să se consolideze lângă el. Iar pentru asta, Mila avea nevoie de un copil al ei. Desigur, ea nu i-a vorbit deschis lui Nicolae despre planurile sale. Femeia voia să-i facă o surpriză. Până la un moment dat, Mila a pretins că o tratează bine pe lera. Dar totuși ar fi mai bine ca fetița să mai locuiască puțin la bunică. La urma urmei, femeia nu a avut niciodată copii și nu știe deloc cum să se comporte cu ei. Iar dacă ceva nu merge bine, sau dacă lera o va respinge. La urma urmei, ea a pierdut atât de brusc și neașteptat mama ei naturală, se gândea Mila de fiecare dată când între ea și Nicolae avea loc o conversație despre revenirea fiicei în casa părintească iar Antonina Grigorievna este o persoană mai apropiată de ea decât mine. Hai să mai așteptăm puțin. Nu se știe cum va reacționa Lera la mine. Mila spera că, atunci când va rămâne însărcinată, Nicolae va uita complet că are o fică din prima căsătorie. După calculele femeii, toată atenția lui trebuia să fie concentrată pe viitorul copil. Așa se întâmplă întotdeauna când urmează să apară pe lume al doilea copilul mai mic. Dar sarcina nu venea. Și Mila deja era disperată, gândindu-se tot mai des că nu va putea niciodată să devină mamă. Dar a venit un moment când vestea cea bună a vizitat-o totuși pe Mila. Și din acel moment, retorica comunicării ei cu Nicolae s-a schimbat foarte mult. Dacă mai devreme femeia își permitea doar să-l roage de ceva, acum a început să ceară tot mai mult și mai des de la el. Iar dacă Nicolae încerca să se opună așa numitelor ei solicitări insistente, Mila făcea crize de isterie. Se pare că nu-ți pasă cum vom trăi eu și viitorul nostru fiu, a spus ea când Nicolae i-a spus Milei că nu vede rostul să vândă apartamentul. Bărbatul chiar consideră acest eveniment prea costisitor și inutil. Gândește-te singură ce vom putea cumpăra cu acești bani, a susținut el. Vrei o casă mai bună. Dar dacă luăm un apartament într-o casă mai bună, va fi mai mică ca suprafață, altfel pur și simplu nu ne va ajunge. Apropo, mai am și o fică. Și, din câte mă amintesc, am convenit că va locui cu noi. Trebuie să o luăm pe lera de la mama mea. Nu poate locui cu bunica, are un tată. Dar Mila nici nu voia să audă nimic despre asta. Ce fică, Nicolae! S-a indignat ea. Despre ce vorbești în general? Aștept un copil. Nu voi putea face față la doi copii în același timp. Iar culera se descurcă foarte bine mama ta. Și, la urma urmei, nu mai e o fetiță mică și se simte foarte bine cu Antonina Grigorievna. Iar noi vom avea în curând propriul nostru copil și va trebui să avem grijă de el. Lerei chiar era foarte bine sub aripa Antoninei Grigorievna, femeia a reușit și ea să se atașeze de nepoată. Dacă mai devreme suporta cu greu prezența ei timp de câteva zile, considerând că aceasta ia timpul pe care femeia l-ar putea petrece cu propriile treburi, după dispariția Mariei totul s-a schimbat. Antoninei Grigorievna îi era sincer milă de fată, care, în esență, a fost lăsată de izbeliște. Și femeia avea tot mai puține treburi. În bătrânea, puterile o părăseau treptat și liniștea petrecută acasă în compania nepoatei era probabil cea mai bună variantă pentru ea de a-și petrece zilele și serile. Lera nu voia deloc în noua familia tatălui ei. Ea, chiar dacă era încă prea mică pentru a înțelege și percepe lucruri atât de serioase, deja simțea trădarea. Dar să perceapă gestul lui Nicolai altfel era imposibil. Chiar și Antonina Grigorievna, care întotdeauna l-a susținut și l-a răsfățat în toate, în adâncul sufletului îl condamna. Nu intra în cap cum se poate renunța atât de ușor și de simplu la fica sa. Să-și arunce fetița pe mâna bunicii și să se dedice complet și pe deplin construirii unei noi vieți personale. După dispariția mamei, Lera a pierdut nu doar pe Maria, ci și pe tatăl ei, care a preferat o altă familie părea că nu e nimic în calea de a crește doi copii, nu-i așa? Care e problema? Zeci, poate chiar sute de familii trăiesc astfel. Dar Mila nu voia să se împovăreze cu copilul altcuiva. Și să împartă dragostea și atenția soțului cu Lera. Dar problema nu era doar asta. Componenta materială juca și ea un rol important. Apartamentul lui Nicolai, bineînțeles, era al lui, moștenit de la soția sa, pe care a convins-o că are și ea dreptul de pline la moștenirea lăsată de mamă. Dar în ceea ce privește banii, ca atare, bărbatul nu dispunea. Nu, Nicolai, desigur, lucra. Nu își permitea să stea pe spinarea lui Mila la fel cum când va parazita pe cea a Mariei. Dar veniturile bărbatului cu greu ar fi fost suficiente pentru a asigura o viață demnă pentru ea și pentru copil, și pentru fica mai mare. Lera era clar în plus în peisajul ei. Și Mila s-a descotorosit de ea foarte delicat. Și nu a simțit niciun fel de vinovăție pentru asta. Mai ales după ce a apărut pe lume fiul Mihail. Nicolae a fost extrem de bucuros de această adăugare. Totuși, fiul, și asta era deja ceva. Nu se putea spune că nu-l dorea. Inima lui sărea de bucurie la uzul plânsului lui, dar participarea lui Nicolai la creșterea lui Mihail era mult mai mare decât la creșterea Lerei. Și asta era greu de contestat. Chiar și Antonina Grigorievna a observat cum Nicolai s-a schimbat. Dar schimbarea lui în bine se referea exclusiv la noua sa familie. Despre fosta sa soție parcă uitase complet. Dar Fica o ținea tot mai departe de el deși rămânea tatăl ei oficial. Fiule, măcar aruncă-ne câteodată niște bani. A spus Antonina Grigorievna când Nicolai a venit din nou să bea ceai la ea. Acum totul e atât de scump, iar pensia mea nu e elastică. Sigur, o susțin pe Lera cum pot, dar tu totuși ești tatăl ei și ar trebui să te implici măcar financiar în creșterea ei. Din momentul în care lui Nicolai a apărut, Problema banilor era deosebit de acută, iar mila îl presa constant pe bărbat, strângând șuruburile. Nouă înșine nu ne ajung pentru tot ce ne dorim. Se indigna ea de fiecare dată când Nicolae dădea mamei sale din salariu pentru întreținerea fiicei sale. Și tu mai dai și lor bani. Așa o să ajungem pe străzi. Femeia însă și, firește, nu lucra. Era în concediu de maternitate. Problema vânzării apartamentului pentru a cumpăra o locuință mai mică ca suprafață, dar de o calitate mai bună, era în continuare foarte acută. Mila Ni insista, Nicolae se împotrivia. Dar în cele din urmă, femeia a reușit să-l convingă pe bărbat că este necesar. Antoninei Grigorievna nu i-a plăcut ideea. Dar nu a putut să-și convingă fiul că și-a băgat în cap sub presiunea noii nurori, care îi plăcea mult mai puțin decât cea veche. Și Antonina Grigorievna nu mai avea puterea pentru asta. În ultima vreme, a început să dea semne de slăbiciune. În fiecare zi, Antonina Grigorievna se simțea tot mai rău și mai rău și nu putea înțelege ce se întâmplă cu ea. Desigur, nu avea timp să meargă la doctor și să se consulte. Și de unde să ia? Era complet absorbită de grijile nepoatei sale. Îngrijirile zilnice îi luau tot timpul nu avea timp nici măcar să se așeze. Fie trebuia să o ducă pe Lera la școală, fie să o ia, fie să-i facă temele, fie să se plimbe cu ea. Antonina Grigorievna nu o lăsa niciodată pe nepoată singură. Îi era foarte frică pentru ea. Erau atâtea cazuri. Ca orice altă persoană de vârsta ei, femeia adora să se uite la știri, mai ales la cronica mondenă, pe baza căreia în capul ei se forma o imagine destul de sinistră a lumii moderne cu toate nuanțele și pericolele sale. Nicolae nu se implica în educația fiicei sale. A cedat complet conducerea lerei mamei sale. Nu-i păsa deloc de ea. Viața cu Mila l-a păsat tot mai mult în fiecare zi. Bărbatul cu greu credea în asta. Odată el se putea îndrăgosti de această femeie și ea era atât de ușoară și aerisită. În comparație cu ea, Maria părea cea mai adevărată gâdilă și scândură. Mila s-a dovedit și mai rea. Și în gândurile sale, Nicolai revenea din ce în ce mai des la acea perioadă a vieții lor când erau împreună cu Maria și realiza că îi lipsea foarte mult. Nu era deloc surprinzător. Ar fi fost ciudat dacă Nicolai ar fi gândit altfel. Trăind cu Maria, el nu se supăra cu nimic. Activitatea lui tumultuoasă era limitată de ajutorul imaginar oferit soției, care era doar o iluzie din exterior. În realitate, bărbatul nu făcea nimic. Dar cu Mila a trebuit să se descurce singur. Cu întreaga familie. Și din acea doamnă relaxată care odinioară petrecea timp cu el, fără a cere nimic în schimb, nu a mai rămas nicio urmă. Odată cu apariția fiului, mila a devenit cea mai adevărată. Gâdilă, capabilă să facă nervii oricui, inclusiv soțului ei, cu atât mai mult. Dar Nicolai nu mai putea suporta asta. Orice ar fi fost, ei totuși aveau o familie. Și bărbatul iubea foarte mult pe fiul lor mic. Și nu-și putea imagina viața fără el. Nicolai nu își putea nici măcar închipui cât de dificilă va deveni viața lui în curând. Și cât de greu va fi pentru el să facă o alegere foarte complicată și crucială. În ciuda sfatului Antoninei și al Grigorievnei, ei totuși au vândut vechiul apartament. Al Mariei, al lui Nicolai și al Milei. Așa cum își dorea femeia, s-au mutat într-un loc mult mai confortabil, care, drept să spun, I-a costat puțin mai mult decât au planificat. Soții sperau că după vânzarele vor rămâne măcar niște bani pe care să-i poată economisi, dar nu. Nicolai și Mila au cheltuit totul pentru achiziționarea noii locuințe, până la ultimul ban. Și câteva luni mai târziu, după mutare, Antonina Grigorievna s-a îmbolnăvit. Stările de rău cu care se confrunta femeia în mod regulat s-au dovedit a fi semnificative. Dar atunci ea nu le-a acordat o importanță specială, ceea ce a fost o greșeală. Dacă femeia ar fi acordat atenție la timp sănătății ei, în loc să evite vizita la doctor, justificându-se cu tot felul de treburi și griji nesfârșite, situația cu sănătatea ei ar fi putut fi corectată. Dar deoarece a ajuns la consultație prea târziu, când s-a simțit extrem de rău, diagnosticul nu a fost deloc îmbucurător. Chiar nu se poate face nimic. A întrebat Nicolai, cuprins de o disperare atât de puternică. Bărbatul înțelegea că dacă mama sa nu se va face bine, viața lui va fi schimbată radical. Și aceste schimbări vor afecta totul: relațiile cu Mila și soarta lerei. Pentru Nicolai era foarte greu să accepte realitatea cu care se confrunta. Și nu-și putea imagina niciodată că va ajunge într-o situație atât de groaznică dar tu înțelegi acum ca cum. Va trebui să o luăm pe Lera la noi, în milă, a spus Antonina Grigorievna. Nu există altă soluție. Cu fiecare zi care trece, îmi va fi tot mai greu să am grijă de ea. Așa că a venit timpul să punem soția ta la locul ei. Tu nu poți, crescând un copil al tău, să abandonezi un altul la voia sorții. Tu înțelegi, sper, că asta nu este doar greșit, ci și inacceptabil. Desigur, Nicolae înțelegea totul, dar asta nu îl făcea să se simtă mai bine. Din când în când, bărbatul avea senzația că a căzut într-o capcană, o cursă din care nu există scăpare. Și se zbate, se zbate, dar nu reușește să scape. Pe Milă, vestea despre boala incurabilă și mortală a Antoninei Grigorievna a supărat-o foarte tare. Înțelegea că acum Lera va locui cu ei și deja regreta că l-a convins pe soțul ei să cumpere un apartament mai mic. Nu-și imagina cum se vor putea potrivi toți pe acești metri pătrați sărăcăcioși. De unde putea Milă să știe că totul se va termina așa? Toată speranța era doar în apartamentul Antoninei Grigorievna, care trebuia să treacă la Nicolae prin moștenire. Dar și aici o aștepta pe Milă o surpriză foarte neplăcută. Femeia își dăruise deja apartamentul în timpul vieții Lerei și îl făcuse proprietatea fetei. Atât de simplu, spre deosebire de apartamentul Mariei, pe care l-a moștenit Nicolae după ce femeia a fost declarată moartă. Nu era posibil să arunce la gunoi locuința Antoninei Grigorievna. Și asta o enerva teribil pe Milă, care deja își deschisese gura larg la pâinea altora. Și ție, ca fiul al tău, nu ți-a lăsat nimic. S-a indignat milă. Ia te uită. Poate se poate contesta cumva sau se poate face ceva. Nu, nu înțeleg. Mișa este tot nepotul Antoninei Grigorievna, la fel ca l-era. Dar nu știu de ce i-a lăsat totul ei, iar fiului nostru nu i-a lăsat nicio copeică. Nu ți se pare nedrept. Personal, cred că este pur și simplu dincolo de bine și de rău. Mila era profund revoltată de situația creată și la orice ocazie pornea aceeași placă. Doamne, cât de obosit era Nicolae de toate astea! Mai bine nu s-ar fi legat niciodată de ea. Ar fi fost mai ieftin. Fica nu se înțelegea cu mama vitregă și nici măcar nu încerca să construiască o relație. Lera era copăleșită de durere pentru bunica ei. Odată cu moartea Antoninei Grigorievna, Ultimul om apropiat dispăruse din viața ei. Nu îl considera ca atare pe tatăl ei care o trădase. Da, Lera era obligată să locuiască cu el și cu soția lui sub același acoperiș, pentru că era minoră și pur și simplu nu avea altă soluție. Dar asta nu a afectat cu nimic relația ei cu tatăl ei. Era foarte supărată pe el și nu putea și nici nu voia să-l ierte. Mila nu făcea altceva decât să-l incite pe soțul ei să scape de fică undeva. Femeia nu se liniștea nicio clipă. Prezența Lerei o deranja teribil. Ba i-a dat peste cap toate planurile. Nu putea să vândă apartamentul Antoninei Grigorievna, pe care contase atât de mult, și nu ar fi primit niciodată nicio bucățică din el. Milo o considera pe fica vitregă vinovată de toate necazurile ei și nu visa decât să scape de ea cât mai repede. Hai să o trimitem pe Lera să învețe la un internat? Ia propusia lui Nicolae. O vom lua acasă în weekenduri. Ei bine, ce e rău în asta? Ce părere ai? Dar de ce ar trebui să-mi trimit fica la internat? S-a mirat Nicolae. Lera este o parte la fel de importantă a familiei mele ca tine și Mișa. Și va trebui să te accepti asta și să construiești o relație cu ea. Nu există altă soluție. Nereușind să scape de fica vitregă, Mila a încercat din toate puterile să o folosească în scopurile sale. Femeia o convingea pe Lera să o ajute cu bebelușul, încercând să-i însăfle ușor fetei că era datoria ei sfântă. Dar Lera era mai interesată de învățătură. Nu avea de gând să se chinuie cu scutece și bodiuri străine. Și, sincer să fiu, din cauza resentimentelor față de tatăl ei, Lera nu îl percepea pe Mișa ca pe fratele ei. Dacă ar fi fost mai mare, și-ar fi dorit chiar să locuiască singură în apartamentul bunicii, unde ar fi fost propria stăpână. Dar, din păcate, Lera era încă prea mică pentru așa ceva. Și doar o minune o putea scoate din acea iad în care era forțată să existe. Și minunea s-a întâmplat, deși Lera nu o aștepta. În ziua în care Maria s-a întors acasă. După tot ce a trebuit să treacă, se aștepta ca la ușa apartamentului să o aștepte soțul iubitor, care suferise după ea toți acești ani. Femeia a reușit cu greu să ajungă acasă. Ce mai e de spus? Cu greu și-a amintit cine este și unde locuiește să supraviețuiască după tot acel coșmar care a căzut brusc peste ea, ca un bulgăre de zăpadă, a găsit în sine puterea de a trăi mai departe nu pentru sine, ci pentru familie, în primul rând pentru fica ei, a cărei dragoste a fost mereu în inima ei, chiar și atunci când Maria era complet inconștientă. Femeia nu se aștepta deloc ca în loc de soțul și fica ei să o întâmpine pe scara blocului. Vecina care îi va spune despre faptul că Nicolai nu o mai așteaptă de mult. El s-a căsătorit și nu doar că a creat o familie nouă, ci a și vândut apartamentul, proprietatea de familie pe care Maria a moștenit-o de la mama ei decedată. Dar lera! a exclamat Maria, ascultându-și mătușa Valentina. Unde este fica mea? Ce i s-a întâmplat? Antonina Grigorievna a murit și ea, a suspinat femeia și a continuat povestea ei, care șoca din ce în ce mai mult pe Maria. Ce ar trebui să fac acum? A izbucnit femeia așezându-se pe treptele scării. Cum a putut el să facă asta? Cum a avut chiar și suficientă conștiință? Nu exagerați, a spus vecina, care, cum a putut, a încercat să o calmeze pe Maria. Mai întâi, ai dispărut undeva. El te căuta și a fost la poliție și a făcut tot ce i-a stat în putință, a atras atenția tuturor. Și apoi anchetatorul a spus că lucrurile tale au fost găsite în alt oraș, pe malul râului. Ce altceva ar fi putut face? El și-a pus și el numele la mănăstire, scuzele lui. O să-ți iei fica înapoi de la el și o să trăiți cumva în continuare. Dar tu nu ai povestit încă. Ce ți s-a întâmplat? Ai lipsit atâția ani. Unde ai fost toată această vreme? Ceea ce i s-a întâmplat Mariei a fost atât de îngrozitor, încât era înfricoșător să povestești. Din fericire, ea nu-și amintea cele mai mici detalii, la fel cum și alte episoade grele și dureroase din viața ei. Altfel, ar fi devenit pur și simplu nebună. Maria, așa cum și-a planificat, a mers la bunica Clava. Ea chiar dorea să o viziteze. Relația dintre bunica și mama ei lăsase mult de dorit de-a lungul vieții. Bunica Clava nu putea ierta faptul că fica ei a plecat în orașul mare cândva. Femeia credea că fica ei a abandonat-o. Și deși mama Marie i-a oferit de mai multe ori să se mute, bunica Clava a refuzat. Satul era pentru ea casa natală. Dar despre viața de la oraș nu știa ce să aștepte. Au trecut ani iar relația dintre mamă și fiică nu s-a schimbat. Desigur, din când în când mama îi trimitea pe Maria. La bunica în sat, iar acest lucru a devenit mai actual după divorț. Femeia trebuia să muncească din greu pentru a-și asigura fiicei o viață demnă. Și nici nu era vorba de odihnă. Și din cauza prezenței constante a fiicei, ea. De asemenea, să fie sinceră, era obosită. Marie îi plăcea foarte mult să-și petreacă timpul în sat. Aerul proaspăt, râul, libertatea. Ce putea fi mai bun? Când era adolescentă, se bucura să petreacă timpul cu tinerii din sat, care veneau și ei la bunicile și bunicile lor în vacanță. Printre ei era și un localnic, care și-a petrecut toată viața conștientă în sat împreună cu bunicul său. El a observat-o pe Maria. Doar atunci ea era prea mică pentru astfel de relații. Așa că a refuzat politicos tânărul, ceea ce i-a generat și mai multe complexe, care ulterior s-au reflectat nu doar asupra vieții sale proprii, ci și asupra destinelor celor pe care îi considera persecutorii săi. Pentru alți oameni nevinovați. Băiatul nu a avut noroc în viață. Costia era amuzant și neînsemnat. Dacă ar fi venit pe lume în alte circunstanțe, ar fi putut îndrepta toate eforturile către educație, să intre la facultate și să-și găsească, cum se spune, locul sub soare. Dar el s-a născut într-o familie foarte săracă și marginalizată. Părinții băiatului beau un spăimântător de mult și au murit foarte devreme. Inima băiatului și a femeii nu au rezistat la petrecerile constante. Cu băutură, iar Costia a rămas cu bunicul, singurul. Rude raționale și responsabile, care s-a străduit din toate. Puterile să le duce pe băiat într-un mod demn. De la mama și tatăl său și în timpul vieții. Nu a fost nicio folosință. Nu pot spune că moartea lor a avut un impact foarte mare asupra vieții lui Costia și a bunicului său. După ei, nu au lăsat nimic bun băiatului, în afară de problemele genetice cu sănătatea și, mai precis, moștenirea genetică, care începea să-și facă simțită prezența tot mai zgomotos. Cu fiecare an, Costia devenea din ce în ce mai furios. El ura viața, care, cum credea el, a fost extrem de nedreaptă cu el, blestema destinul pentru cine și unde s-a născut, mâhnea. Pe colegii de vârstă pentru faptul că mereu îl respingeau. Pentru o vreme, tânărul și-a ascuns emoțiile. El știa că trebuie să se comporte bine. Cel puțin, nu voia să-și dezamăgească bunicul Costia. Doar când bătrânul, dedicându-și întreaga sa. Viața nepotului său a murit, iar Costia a rămas complet singur. El și-a permis să fie cine. Era în realitate. După moartea bunicului, atunci încă foarte. Tânărului nu i-a rămas nimic în afară de casa veche. Economii semnificative, care ar fi fost suficiente pentru nepot măcar. Pentru o perioadă, bunicul nu a reușit să facă asta. Veniturile mici pe care le primea de la ferma locală și mica pensie abia erau suficiente pentru a ajunge de la o zi la alta. Bărbatul a încercat să economisească ceva, dar nu întotdeauna reușea. Într-un sertar, pe care Costia i l-a arătat bunicului. Înainte de moarte, zăcea un plic. Tânărul a scos plicul imediat după moartea bunicului său. Era necesar să plătească în mormântarea. A avut suficient doar pentru asta. Și a mai rămas puțin bani pentru a trăi o perioadă. Dar mai departe trebuia să decidă ce să facă. Costia cu siguranță nu ar fi putut supraviețui singur, ajungând să cerșească vecinilor, lucru care nu ar fi doar complet inacceptabil, ci și lipsit de sens. Toți oamenii din zonă erau la fel. De săraci ca el și bunicul său, așa că puțin probabil cineva ar fi fost dispus să ajute un adult în măsura lor de fermier din satul bătrân, pe care trebuia să se lupte. Pentru Costia nu a rămas nimic altceva decât să vândă casa bunicului. Noroc că bătrânul a transferat-o nepotului său încă în timpul vieții, ca să nu fie. Necesar să alerge pe la instituții, să cheltuie timp și banii pentru obținerea moștenirii. Dacă bunicul ar fi știut atunci ce greșeală fatală face, cu siguranță nu ar fi procedat așa. El spera că Costia va păstra casa de familie. Dar el a decis să o vândă. Muncile agricole de la ferma locală nu erau deloc atrăgătoare pentru tânăr. De fapt, niciuna dintre perspectivele pe care le deschidea viața de la țară. El spera că banii obținuți din vânzarea casei vor fi suficienți pentru a se muta în oraș și aduce o viață modestă timp de câteva luni. Și așa s-a și întâmplat. Satul în care locuiau Costia și bunicul său. Deși era abandonat, iar cererea pentru casa printre locuitorii satului vecin, care se aflau. Într-o stare chiar și mai precară, totuși era. Doritori care au apărut imediat ce s-au aflat zvonurile despre vânzare. Costia nici nu a trebuit să depună eforturi pentru a găsi un cumpărător. Mama și fiul din satul vecin erau fericiți să se mute în casă chiar în acea zi, când au venit să o vadă nu vă imaginați ce fericire este aceasta! A exclamat femeia entuziasmată. Și sunteți sigur că nu vă răzgândiți. Aici măcar avem școală, dar noi nu avem absolut nimic. Îl duc pe fiul meu la școală, un an de zile fiecare dimineață. Pe autobuz timp de două ore. Costia a fost șocat. Se pare că pentru cineva aceasta era fericire, să trăiești într-o asemenea izolare și să nu te gândești la ceva mai mare. Bineînțeles, nu mă voi răzgândi, a spus el hotărât. Putem încheia tranzacția în zilele următoare. Cel mai important, să fie cât mai repede posibil. Femeia a dat toate economiile ei pentru casă. Nu a fost o sumă atât de mare, dar pentru Costia a fost suficient pentru a se muta în oraș și a închiria o cameră. Găsiți un loc de muncă de orice fel și trăiți câteva. Luni, aproape fără a-și refuza nimic. Cu o sumă semnificativă în viața sa. Bani, tânărul și-a cumpărat tot ce nu a avut niciodată și s-a îmbrăcat. Aproape la modă și chiar și-a cumpărat un smartphone scump. Dar banii au tendința de a se termina. Și munca pe care a găsit-o Costia nu a adus veniturile necesare pentru a trăi demn el a vrut mai mult. Bani, perspectivele pe care viața urbană îi le deschidea, totul. Chiar și o prietenă și-a găsit, dar tot nu era mulțumit. Tânărul cu asemenea complexe a devenit o țintă bună pentru niște golani cu care Costea s-a cunoscut complet întâmplător chiar în scara blocului său. Banda locală avea nevoie de mult timp de un om de încredere, iar Costea era perfect pentru această rolă. Bărbații l-au luat rapid sub aripa lor. Iar el era bucuros. Îi dădeau bani destul de buni după standardele lui, suficienți nu doar pentru o cameră închiriată, ci pentru un apartament întreg. Și viața a devenit mult mai interesantă și mai distractivă. Această așa numită bandă a avut o influență foarte puternică asupra lui Costea. Legându-se de ei, a înțeles că este imposibil să câștige mulți bani cinstit și să-și asigure o viață decentă. Cu totul altceva era să ajuți la treburile lor. Pentru asta plăteau bine și timpul petrecut era justificat. De ce să-ți rosești viața pe ceva care nu va aduce roadele dorite și necesare, când o poți petrece pe ceva util? Acest principiu a devenit definitoriu pentru Constantin. Treptat, din băiatul de la țară, timid și deprimat, s-a transformat într-un mujic stravân și obraznic. Cu timpul, s-a săturat să fie om de încredere și Costea a decis că trebuie să schimbe ceva. A vrut să fie independent. E drept, câștigarea autorității s-a dovedit a fi o afacere foarte complicată și riscantă, dar Constantin a reușit totuși să-și atingă scopul. Până la momentul în care a întâlnit-o din întâmplare pe Maria, prima lui dragoste, care l-a respins din cauza vârstei fragede. Constantin era deja un om de afaceri prosper și, într-un fel, controla aproape tot orașul. Dar putea ea să-și imagineze că soarta îi va pregăti o încercare atât de crudă și nedreaptă? Desigur că nu. Maria nu mai fusese de mult timp în acele zone și câți ani au trecut. De multă vreme nu-și mai amintea de băiatul de la țară, Costea, care o urmărea ca un cățeluș, dar el o ținea minte. Și o ținea minte atât de bine încât, când a văzut-o, s-a simțit rău. Ochii s-au umplut de sânge, mâinile i-au tremurat, spatele i-a transpirat. Când Constantin și-a revenit pentru a se apropia de Maria și a vorbi cu ea, și-a dat seama că cămașa pe care o purta sub sacou putea fi storsă. Atât de tare transpireți de emoție și furie. Iar ea nici măcar nu l-a recunoscut imediat. Așa se întâmplă, și-a spus Costea în sinea lui. Iubiai, iubiai omul. Sufereai pentru el. Păstrai cu grijă amintirile despre el în memorie. De-a lungul multor ani. Dar el te-a uitat de mult timp și după mulți ani nici măcar nu te recunoaște, întâlnindu-te din întâmplare pe stradă. Nedrept, totuși. Nedrept. Sunt Costea, a spus bărbatul, Văzând privirea întrebătoare a Mariei, când s-a apropiat și a salutat-o. Costea din sat. Nu-ți amintești? Venea la bunică când erai încă. O fetiță, iar eu eram localnic. Tu încă mai refuzat, pentru că, vezi tu, erai prea mică. Mariei nu i-a plăcut imediat tonul în care Constantin vorbea cu ea. Deși încerca să se stăpânească, nu reușea prea bine. Ea simțit imediat că ceva nu este în regulă și a vrut să plece. Dar bărbatul, apucând o strâns de mână, nu a lăsat-o să facă asta. Hai cu mine, a ordonat el. Vei veni cu mine, nu va dura mult. Nu-ți voi lua mult timp. Hai, hai, trebuie să vorbim. Nu te teme, totul va fi bine. Maria a încercat nu doar să se elibereze, dar și a țipat. Spera că aflându-se într-un loc atât de populat ca un parc public, va putea conta pe ajutorul trecătorilor care o vor ajuta să scape de acest om inadecvat și care și-a pierdut mințile. Dar nu. Oamenii, deși băgau de seamă ce se petrece și priveau pieziș și perechea bizară, nimeni nu se hotăra să se apropie și să intervină pentru biata femeie. Când un curajos voluntar s-a găsit totuși, Constantin i-a potolit imediat ardoarea, Găsind o explicație pentru comportamentul său monstruos. M-am certat cu soția, a zâmbit el. Nu e nimic grav, ne vom descurca singuri, mergeți unde v-ați pornit. A, a murmurat trecătorul, care era deja gata să o smulgă pe Maria din mâinile lui Constantin, dându-i bărbatului două palme. Atunci, scuzați, e, desigur, o problemă de familie, dar nu știam în clipa în care salvatorul eșuat și-a văzut de treabă, neacordând nicio atenție strigătelor și împotrivirii bietei femei, Maria și-a pierdut ultima speranță de salvare. O clipă mai târziu, Constantin a urcat-o în mașină și a pornit la drum. Bărbatul i-a vărât sub nas o cârpă urât mirositoare, după care Maria a leșinat. S-a trezit într-o pădure părăsită și a realizat cu groază că nu-și amintește nimic. Nici cum o cheamă, nici cine este, nici cum a ajuns acolo. În acel moment, biata femeie a fost cuprinsă de o frică cum nu mai simțise niciodată în viața ei. Subconștient, Maria simțea că îi se întâmplase ceva teribil, dar nu-și putea aminti ce anume. A rătăcit prin pădure până a dat peste o mică sătuc. Deznădăjduită, femeia a bătut la prima ușă pe care a găsit-o. Ce mai e și asta? A exclamat o bunică de vreo șaptezeci de ani. De unde vii? Te-ai rătăcit, măi? Maria a murmurat nedumerită, neștiind cum să explice ce-i se întâmplase. Nu voia ca această femeie bălândă să aibă o impresie greșită despre ea. În acel moment, Maria avea nevoie atât de mult de ajutor, încât nu putea permite bunicii să o alunge bâlbuindu-se și alegând cu greu cuvintele potrivite, femeia a murmurat ceva complet neclar și incoerent. O durea foarte tare capul, i se negura privirea și, la un moment dat, Maria a simțit că pământul se scufundă sub ea. Era cât pe ce să șine chiar acolo, pe pragul acelei mici case. Din fericire, bunica s-a dovedit a fi înțelegătoare și, luând-o pe Maria de mână, a condus-o într-o cameră, unde femeia a ajuns cu greu, târându și picioarele. Ar trebui să te odihnești, draga mea, a spus bunica. Restul le vom rezolva mai târziu. Acum te voi hrăni cu supă, te voi adăpa cu ceai și te vei odihni. Apoi vom decide ce să facem mai departe. Maria nu-și mai aminte cum a adormit. Nici măcar nu a observat cum a copăleșit-o oboseala. Femeia s-a trezit abia după câteva ore. Se afla în aceeași casă, ceea ce a liniștit-o oarecum. Deci nu mi s-a mai întâmplat nimic rău, și-a spus ea în sinea ei. Slavă Domnului! Nu mai pot suporta noi șocuri. După ce a ascultat-o pe Maria, bunica li-a oftat și a spus un singur lucru. Cu povestea ta trebuie să mergi la poliție. Și la spital ar fi bine să te duci eu, din păcate, nu te pot ajuta cu nimic. Se pare că te-ai băgat în belea mare, de vreme ce ți s-a făcut una ca asta. Iar eu sunt o bătrână, nu am nevoie de problemele tale. Vrei să mă dai afară? A întrebat Maria nedumerită, nevenindu-i să creadă că, nu cu mult timp în urmă, bunica era atât de bună, de receptivă și gata să o ajute. Și unde să mă duc? Aici e doar pădure în jur, iar eu nu cunosc locurile astea. Dar eu nu mă amintesc absolut nimic, înțelegeți. Ce voi face? Dar acum, desigur, nu te voi da afară, a promis bătrâna. Vei locui aici câteva zile, te vei odihni, îți vei reveni. Poate îți vei aminti ceva. Ei bine, după aceea te voi duce la poliție și la spital asta e deja treaba lor să se ocupe de cei ca tine. Ei bine, cum te-ai gândit? Nu poți locui aici la mine la nesfârșit. Trebuie să afli cine ești, ce ești. Ce-ar fi dacă familia te așteaptă acasă, iar tu te relaxezi aici? Hai, draga mea, odihnește-te, revinuți. Și în câteva zile vom merge cu tine la poliție. Ei vor afla tot. Maria spera că va putea să o convingă pe bătrână să renunțe la această idee. La urma urmei, această femeie în vârstă, care i-a oferit adăpost, era singura ei speranță de salvare. Dar bunica a fost de neîndupălecat. Câteva zile mai târziu, când a văzut că Maria și-a revenit, a revenit la discuția despre mersul la poliție și la spital. Maria a încercat să se prefacă că se simte rău, dar bătrâna a prins-o imediat. Termină cu simularea, a spus ea sever. Am trăit mulți ani pe lume și știu exact cum să disting un bolnav grav de un om sănătos. Vizita la poliție a fost fatală pentru Maria. Desigur, Constantin avea relații extinse în oraș și peste tot unde era posibil și imposibil. Și nu a apucat Maria să treacă pragul secției și să ceară ajutor de la ofițerul de serviciu, când chinuitorul ei a aflat imediat despre asta. Este posibil ca, dacă femeia ar fi reușit totuși să ajungă la închetator, el ar fi ajutat-o. Chiar și mai mult, probabil că ar fi ajutat-o. Bărbatul a lucrat mulți ani, respectând cu strictețe și neîncetat legea și nu a participat la nicio afacere infracțională mizerabilă. Dar nu toți angajații erau așa. Și în acea zi, Ofițerul de serviciu era chiar omul care îl cunoștea bine pe Constantin. Și-a dat imediat seama că ceea ce s-a întâmplat cu Maria nu a fost întâmplător. Orașul lor era mic și astfel de infracțiuni cu un asemenea rezultat se întâmplau extrem de rar. Bărbatul și-a dat seama că Maria nu se mâna cu victima criminalilor în serie locali, altfel pur și simplu nu ar fi venit la poliție. Femeia nu ar mai fi fost în viață de mult timp. Deci, asta înseamnă o reglare internă a lumii criminale locale. Desigur, ofițerul de serviciu a presupus că ar putea greși. Dar totuși a decis să se asigure și să-l sune pe Constantin. Acesta a tresărit imediat, cum i-a auzit vocea în receptor. Nu o lăsa să plece nicăieri, a răcnit el. Vin imediat. Din păcate, anchetatorul nu vă va putea primi astăzi. A mințit ofițerul de serviciu, încercând să o scoată pe Maria din secție cât mai repede. Un apel urgent. Înțelegeți, se întâmplă tot felul de lucruri. Criminalii nu dorm. Așa că nici noi nu trebuie să dormim. Dar cum așa? A întrebat Maria nedumerită. Și ce ar trebui să fac acum? Mergeți la spital pentru moment, zând garda. Este chiar aici, la două străzi distanță. Acum vă voi explica cum să ajungeți acolo. Poate vă vor ajuta să vă amintiți ceva. Și mâine veniți din nou la noi, bine. Maria nu a avut altă opțiune decât să fie de acord. Și abia a reușit să iasă din secție și să meargă până la strada vecină, când Constantin a luat-o imediat în mașină. Uite ce sprintenă ești! A murmurat el strâmbându-se. Trebuie să fie așa. Din pădure până în oraș și încă te hotărăști să-mi la ușă. Dar eu îți voi rezolva asta. Maria nu înțelegea ce se întâmplă. Data trecută, bărbatul o lovi atât de tare în cap încât a pierdut memoria. Ea nu-l recunoștea pe Constantin și nu înțelegea ce vrea de la ea. Ah, a strâmbat el, pare că nu-ți amintești nimic. E bine că te-am bătut bine data trecută. Sunt cu adevărat grozav. Dar e mai bine așa. Te voi face un om normal. Vei servi la mine până la bătrânețe. Maria nu înțelegea ce se întâmplă. În ochii ei, totul devenea din nou întunecat. S-a trezit deja într-o pivniță abandonată. Era destul de bine echipată și semăna cu un mic apartament. Dar femeia și-a dat seama imediat că era sub pământ. În încăpere era atât de rece încât nu puteai să nu observi. Maria a încercat să tragă de ușă, dar era ferm blocată. Să scape din acest loc în care a ajuns împotriva voinței ei era imposibil. Și realizarea acestui lucru o înfiora și o speria pe femeie. Constantina a apărut după câteva minute. Și nu singur. Ci însoțit de un paznic pe care l-a rugat să aștepte în afara ușii. Bărbatul părea un învingător, cu o privire care o făcea pe Maria să se simtă rău. Când și-a aruncat privirea asupra ei: Ei bine? a întrebat el, strâmbându-se: Ai odihnit? Acum putem vorbi el continua să vorbească despre prima lui dragoste și timp de o oră împărtășea cu Maria fanteziile sale adolescentine nebunești, care o făceau pe femeie să tremure. Ea îi cerea scuze, dacă vreodată l-a supărat, îl ruga să o lase și spunea că nu își amintește nimic. Dar Constantin era complet indiferent la plângerile femeii nefericite. Și-a promis, dacă vei fi cu minte, vom muta într-o casă mare. Veți avea tot acolo. Absolut tot. Te voi îmbogăți. Voi arunca totul la picioarele tale. Dar pentru asta trebuie să fiu sigur. Că nu vei face vreo farsă. Trebuie să am încredere în tine, înțelegi? Și tu trebuie să ai încredere în mine. Vom avea o familie. O familie puternică și unită. Vei naște o grămadă de copii pentru mine. Sunt sigur că mai avem timp. Suntem încă tineri, nu-i așa? Cuvintele acestea îi răsturnau totul în interiorul Mariei. Situația în care se afla era atât de groaznică, încât era imposibil de descris în cuvinte. Dar, oricât de mult i-ar fi dorit, a trebuit să se resemneze și chiar să pară de acord cu condițiile lui. Ce altceva îi rămânea? Chiar dacă Maria nu-și amintea deloc de Constantin. Își dădea seama care de-a face cu un om anormal. Un om cu o imaginație bolnavă. El era complet lipsit de compasiune. Pentru el nu exista nimic și nimeni în afară de propriile lui planuri și obiective îngrozitoare. Și Constantin le punea în aplicare fără să se oprească în fața nimicului. Maria începu să se comporte așa cum el își dorea. Femeii neajutorate nu-i rămăsese altceva de făcut. Aceasta era singura ei șansă de a supraviețui. Și Maria înțelegea asta. Dar n-a simțit niciodată atât de multă repulsie ca după noaptea petrecută împreună cu el. Ea conștientiza cu adevărat ce fel de om era el. Era bine că, cel puțin în acel moment, Maria nu-și amintea ce făcuse Constantin cu ea când o răpise prima dată. Pur și simplu nu putea să-și amintească, pentru că era inconștientă și dacă ar fi putut să-și amintească, cu siguranță nu ar fi putut să-l ajute. Viața îi se părea de nesuportat. În fiecare zi, Constantin dădea viață fructelor imaginației sale bolnave. Și Maria era nevoită să îndure asta. Și a durat așa timp de câțiva ani, până când memoria i-a revenit femei. A fost ceva brusc, ca un clic în mintea Mariei, când toate evenimentele din viața ei anterioară i s-au întors. Ea și-a amintit cine era, de unde, că are un soț și o fică, și s-a înspăimântat. Doamne, și-a spus în gând. Ce să fac acum? Din fericire, în acel moment când Maria a avut acea revelație, Constantin nu era lângă ea. Dacă ar fi bănuit că memoria femeii s-a întors, ar fi închis-o imediat sub cheie. Dar astfel, Maria avea o șansă de a fugi. Desigur, o șansă foarte mică, dar totuși era una. Trebuia să-și planifice cum să-și pună în aplicare planul. Trebuia să fie perfectă în această privință. Maria nu avea voie să greșească. Trebuia să se întoarcă acasă tea fără și nevătămată. De dragul fiicei sale. Inima bietei femei se rupea când se gândea la ea, la scumpa ei le roca. Cum o fi acolo? Ce se întâmplă cu ea? Maria spera că Nicolae are grijă de fica ei. Și Antonina Grigorievna ar fi trebuit să se implice direct în viața lerei. La urma urmei, soțul ei o dusese la ea pentru o săptămână. A luat-o înapoi? Cum sunt acum acolo? Gândurile se învârteau în capul Mariei unul după altul. Femeia se străduia din toate puterile să le alunge. Acum trebuia să se gândească nu la asta, ci la evadare, la cum să facă totul pentru a rămâne în viață. Altfel, toate acestea nu aveau absolut niciun sens. Când Maria a reușit să scape, nu putea să creadă că a făcut-o. Cum a avut curaj? Constantinul înfuriat ar fi putut o ucide cu ușurință. Sau chiar mai rău. Să o închide din nou sub cheie și să o forceze să îi îndeplinească dorințele monstruoase. Dar, din fericire, totul a mers bine. Și asta nu s-a întâmplat. În ziua în care femeia a reușit să părăsească definitiv bârlogul chinuitorului ei, pe care Constantin îl considera o casă mare și confortabilă, au mers în oraș. În ultima vreme, bărbatul se relaxase foarte mult, nu bănuia ca așa zisa lui soție, care de câțiva ani fără documente, își recăpătase memoria. Bărbatul avea încredere în ea. Constantin își dorea foarte mult să creadă că Maria îl iubea cu adevărat, sincer și din toată inima. Pe drum, ea l-a rugat să cumpere o sticlă de apă. E atât de cald, se plângea femeia, chinuită de sete. Dar aici nu sunt magazine, a spus Constantin nedumerit. Trebuia să luăm apă cu noi. Cum am putut să nu mă gândesc la asta? Iartă-mă, prostule! nu e nimic grav, a spus Maria. Uite, acolo se vede un chioșc. Poate mergem până acolo și vedem? Constantin conducea cu viteză. De obicei, mergeau însoțiți de șofer și gardă de corp. Dar în acea zi, bărbatul a vrut să se plimbe și să stea la un restaurant bun cu soția sa. Având în vedere moștenirea sa păguboasă, care a jucat un rol fatal și determinant în viața sa, bărbatul nu consuma alcool. Prin urmare, își putea permite să meargă la restaurant cu mașina. Măcar avea ceva bun în el. Dacă asta se poate numi așa. Și, în general, dacă nu ar fi avut complexele lui. Și dorința de a se răzbuna pentru propria sa neputință anterioară. În toate privințele, viața lui Constantin ar fi putut fi destul de prosperă și fericită. Dar nu. El și-a ales propria soartă. Și dacă pentru afacerile sale criminale Constantin nu a fost niciodată prins, așa cum se spune, cu mâna în sac, atunci pentru răpirea și reținerea Mariei a primit totul. Odată ce a ieșit din mașină și s-a îndreptat spre magazin, Maria a deschis ușor ușa. Ei bine, și-a spus ea, nici măcar nu a blocat ușile. Ei bine, asta îmi convine. Bărbatul a aruncat o privire din colțul ochiului spre mașină prin ușa de sticla magazinului, dar, observând și un mic stand cu flori, s-a întors. Și Maria a profitat de moment, ea a văzut că bărbatul și-a mutat atenția de la mașină la florile și, aplecându-se, a sărit din mașină și a fugit în pădure. Maria nu își amintea exact cât a alergat, poate 20 de minute, poate jumătate de oră, sau poate chiar mai mult. Femeia s-a trezit abia când a ajuns pe drumul care era pe partea opusă a pădurii. Acolo era parcată o mașină, iar din tufișuri a ieșit un bărbat, care, observând-o pe Maria, s-a grăbit spre mașină. Vă rog, a strigat ea, duceți-mă, vă rog foarte mult. Dacă îmi refuzați, mă vor omor pur și simplu. Bărbatul o privia cu ochii larg deschiși. Desigur, și până în acest moment el s-a confruntat cu diverse surprize pe drum, dar așa ceva. Dar ce ți s-a întâmplat? a întrebat el. Puteți să-mi explicați ce s-a întâmplat? Mai târziu, totul mai târziu, a implorat Maria. Săriți în mașină mai repede, să plecăm, vă rog foarte mult! Bărbatul nici măcar nu se aștepta la asta. Să fie atât de sensibil față de această femeie complet necunoscută, el nici măcar nu își putea imagina că va fi vreodată într-o astfel de situație. Și cu siguranță, înainte de asta, Vladislav niciodată nu a fost de acord să transporte pe cineva. Nici să nu se gândească. Aflând unde trebuie să ajungă Maria, abia și-a găsit cuvintele. Femeia a decis că nu mai are nimic de pierdut. Lucrurile oricum nu puteau fi mai rele. Așa că i-a spus întreaga ei poveste, de la început până la sfârșit. Vladislav era înspăimântat. El nici măcar nu ar fi putut să-și închipuie că în lumea modernă se poate întâmpla așa ceva. Ce fel de monstru este acesta? A protestat el. Locul lui este în închisoare, nu printre oamenii normali. A trebuit să anuleze excursia planificată la casă de vară. Vladislav nu putea să o lase pe Maria. Și să o schimbe pe alt mijloc de transport era prea periculos. Cât de recunoscătoare i-a fost ea pentru că el a acceptat să o ducă în oraș. Drumul urma să fie foarte lung, aproape o zi de condus, dar totuși el a fost de acord. Un străin complet i-a întins o mână de ajutor atunci când ea nu mai spera la nimic. O să mai stau câteva zile aici, i-a spus Vladislav, coborând-o pe Maria chiar lângă intrarea blocului. Voi locui la un hotel. Dacă aveți nevoie de ajutor, contactați-mă. Aveți unde să notați numărul meu de telefon? Maria nu avea nimic, nici bani, nici documente, absolut nimic, doar hainele de pe ea. Dându-și seama că a spus o prostie, Viaceslav și-a cerut scuze. Nu e nimic grav, a zâmbit Maria. Îmi voi aminti, dictați. Cât de naiv fusese să spere că Nicolae o va primi cu brațele deschise. Abia când Maria a aflat tot ce se întâmplase în timp ce ea era plecată, și-a dat seama cât de mult greșise legându-și viața de acest om. Cu inima frântă, a fugit la apartamentul Antoninei Grigorievna. Vecina nu știa noul loc de reședință al lui Nicolae și Mila. Dar nici nu avea cheile apartamentului soacrei sale. La naiba, ce să fac? A exclamat ea, dându-și seama că nu putea decât să aștepte și să spere că fostul ei soț sau noua lui soție vor apărea aici. Și era nevoit să aștepte o perioadă nedeterminată. Din fericire. Ziua apariției neașteptate a Mariei a coincis cu ziua în care Nicolae a decis să facă ordine în vechiul apartament al mamei sale decedate. Din când în când, vizita locuința Antoninei Grigorievna pentru a o menține curată. Bărbatul nu se hotăra să închirieze apartamentul, deși Mila insista pe asta, familia avea nevoie de bani suplimentari. Dar Nicolae nu voia să lase străini în apartamentul mamei sale. În acea zi, Tocmai venise să facă curățenie, și, când a văzut-o pe Maria pe scara blocului, stând cu capul sprijinit pe mâini, a rămas cu gura căscată. Ești tu? a murmurat el nedumerit, uitându-se fix la femeie. Ești chiar tu? Nu se poate. Cum ai ajuns aici? Unde ai fost tot timpul ăsta? La naiba, am crezut că o să nebunesc. Dar ce zic eu? fica noastră? Nicolae nu putea crede că în fața lui stă chiar Maria, soția lui pe care o pierduse cu mulți ani în urmă, și acum, printr-o minune, ea fusese găsită. Părea ireal, iar Marie i s-a părut că bărbatul pune prea multe întrebări pentru un om care o trădase. Desigur, Maria nu l-a iertat, deși Nicolae a încercat să obțină asta. Dar femeia a fost de neîndupălecat. Și nu era împotriva faptului că soțul ei și-a găsit o altă femeie, la urma urmei. Ea nu fusese acolo atâția ani, Nicolae o considera moartă și o mormântase pentru sine, avea tot dreptul să-și construiască viața personală. Cel mai dezgustător lucru pentru Maria a fost modul în care el și Mila se purtau cu fica ei. După dispariția Mariei, lera nu mai era necesară tatălui ei. Pentru asta ea niciodată nu l-ar fi putut ierta pe Nicolai și cu atât mai puțin să-l primească înapoi. Asemenea, comportamentului perceperii Mariei era dincolo de bine și de rău. Nicolai și-a arătat adevărata față într-o situație de viață grea. Nu mai era nevoie de alte dovezi ale perfidiei lui pentru ea. Odată ce femeia și-a recuperat toate documentele și s-a întors la o viață normală, ea imediat și-a luat fica înapoi împreună cu Lera, s-au mutat în apartamentul Antoninei Grigorievna, pe care femeia o lăsase atât de grijul o moștenire nepoate ei. Maria nu se aștepta la un astfel de gest din partea soacrei și a fost plăcut surprinsă de aceasta. Nicolai nu mai avea nimic altceva de făcut decât să rămână cu Mila. Ea îl certa mereu, iar el trăia cu ea pentru băiatul lor. Așa au trecut anii, pe care i-ar fi putut petrece fericit dacă nu ar fi fost un așa slab și ticălos. Dar aceasta fusese alegerea lui. Să-și schimbe viața, bărbatul nu mai putea. Nicolai pur și simplu nu mai avea puterea pentru asta. Însă Maria și-a găsit fericirea alături de Vladislav, care s-a dovedit a fi un om de afaceri de succes. El nu a plecat din oraș până nu s-a asigurat că totul e în regulă cu femeia. Apoi, ei se sunau și se mesajeau des. El era un văduv singuratic, care își petrecea adesea timpul la cabană, unde se scufunda în amintiri despre anii fericiți petrecuți alături de soția sa iubită. Bărbatul nu credea că va mai putea iubi vreodată pe cineva, dar s-a înșelat. A iubit-o pe Maria cu sinceritate și cu toată inima. El o susținea întotdeauna în tot și peste tot, inclusiv în sala de judecată unde Maria dădea mărturie. Ea se temea că el va scăpa nepedepsit, dar, din fericire, aceste temeri au fost complet neîntemeiate. Constantin a fost trimis la închisoare pentru o perioadă foarte lungă de timp, în afara răpirii Mariei, el a fost judecat și pentru alte infracțiuni. În concluzia sa, el a spus că își regretă faptele și este păcat pentru ce s-a întâmplat. Dar așa e viața, și dacă ar fi avut posibilitatea, ar fi trăit-o altfel. Dar el a fost privat de această șansă încă de la naștere, de aceea a devenit ceea ce este. Și e puțin probabil ca destinul altcuiva în locul lui să fi putut fi altfel. Cel puțin, personal, el era ferm convins de asta. Și e puțin probabil ca cineva sau ceva să fi putut să-l influențeze și să-l convingă de altceva.